dacă se va pierde majoritatea parlamentară, guvernul Chicu va cădea. Există o problemă complementară cu căderea guvernului Chicu, și anume ce va veni în locul lui. Și aici e o problemă mare, fiindcă unii lideri a partidelor din opoziție, din parlament, nici în ruptul capului nu doresc să, nu că să negocieze, dar să contacteze pe alți reprezentanții opoziției care sunt, după părerea lor, leproși din punct de vedere politic, și acest lucru practic blochează posibilitatea formării unei noi majorități parlamentare. Eu cred că, iată, această incapacitate a politicienilor de a găsi soluții în situații, trebuie de recunoscut, extrem de complicate, creează o situație de pat, dacă e să folosim terminologia șahului, și acest lucru, desigur, că defavorizează posibilitatea de a găsi o ieșire din impas. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că situația este extrem, extrem de complicată, fiindcă astăzi guvernul Chicu este acela care, volens, nolens, trebuie să-și asume toate consecințele crizei care este în plină desfășurare. Noi acum și avalanșa se mărește și se mărește. Păi, desigur, noi încă nu resimțim într-o măsură suficient de palpabilă criza economică care, tevălugul căreia, vine peste noi împreună cu ceea ce se numește criza socială, fiindcă orice criză economică este susținută de o criză socială.